Bună seara! Suntem la emisiunea Cool Art. Bucureștiul este un oraș mare. Este un oraș plin de evenimente, un oraș plin de cultură, un oraș plin de adrenalină. Ne propunem ca în fiecare seară, începând cu ora 18 și 30 de minute, să vă aducem în casă un pic de cultură și să vă ținem la curent cu tot ce se întâmplă frumos și bun în acest oraș. Primul nostru periplu cultural va fi la Muzeul Național al Literaturii Române, unde în luna septembrie a avut loc un eveniment important. Este vorba despre festivalul Strada de Carte și despre festivalul Capitalelor Națiunilor Centenare. O să stăm de vorbă cu Flaviu George Petrescu și cu Loreta Popa și o să vedem despre ce este vorba. Se pare că am găsit pe cineva în cele din urmă și o să vedem cu cine stăm de vorbă și poate aflăm mai multe detalii și despre festival. Bună ziua, bună ziua! Bună ziua, bine ați venit la noi! Bine v-am găsit! Cu cine stăm de vorbă? Sunt Flaviu Predescu, unul dintre organizatorii Muzeului Național al Literaturii Române București. Haideți să vorbim puțin despre festivalul Strada de Carte. Din câte știu și ne-am și uitat și noi, este la a șaptea ediție. Da. Am să vă întreb să ne spuneți ce a însemnat, de fapt, toată această organizare, pentru că vorbim de un festival multicultural. Ce înseamnă acest festival multicultural pentru București și care a fost logistica, ca să spunem așa, pentru acest festival? Păi luând-o în ordine inversă, festivalul care este organizat împreună cu Festivalul Capitalelor Națiunilor Centenare, dat fiind faptul că este an centenar, sunt două festivaluri în același timp, Strada de Carte este la cea de-a șaptea ediție, deja s-a dezvoltat foarte mult în ultimii ani, s-au adăugat foarte multe evenimente care dezvoltă festivalul. Totul se află sub egida și finanțarea Primăriei Capitalei, iar o parte din sponsorii festivalului sunt privați, precum și partenerii media, care joacă un rol foarte însemnat în tot ce înseamnă el. Din punct de vedere logistic, festivalurile funcționează foarte bine, cu resurse minime se fac activități ca lecturi de poezie cu poeții internaționali care provin din națiunile care au devenit centenare în 1918 și se fac lansări de carte, expoziții, o sumedenie de activități culturale însemnate, zic eu, pentru viața Bucureștiului. Am văzut că în afară de partea asta de lansare de carte, de lectură, de conferințe, sunt și foarte multe concerte. Da. Există concerte, practic noi lucrăm într-un mod compartimentat, o parte dintre ele se desfășoară pe strada Crețulescu numărul 8, chiar în grădina Muzeului Național al Literaturii Române. Jazzul joacă un rol tot mai însemnat, muzica instrumentală, sunt foarte, foarte, o gamă foarte diversă de genuri care, iată, într-un astfel de festival întregesc o anumită libertate de expresie. Dacă ne referim pe axa poezie, muzică, expoziție, practic avem un peisaj care să atragă cât mai mulți oameni care să regăsească. Și din punct de vedere al așteptărilor, care sunt așteptările dumneavoastră ca organizator al acestui eveniment, vorbim ca instituție? Țintim ca lumea să vină aproape de fenomenul cultural, într-o formă de masă, dar mai soft, care să facă oamenii să se bucure, să citească, să stea împreună, să asculte muzică și vedem care este reacția străinilor. De asta este de felicitat atât Muzeul Național al Literaturii Române, cât și Biblioteca Centrală Universitară, ca gazdă principală a Festivalului Strada de Carte, pentru realizarea asta pe care pur și simplu de la an la an bucureștenii o resimt ca pe ceva care le aparține și ne dorim ca lumea să citească și să se împrietenească în cadrul acestui festival. Domnul Predescu, vă mulțumim mult și la cât mai multe colaborări în viitor. Și vă așteptăm la sediile noastre din Crețulescu numărul 8 și din Calea Griviței 6466. Bună ziua! Bună ziua! Bine ați venit în Muzeul Național al Literaturii. Bine v-am găsit! Cu cine stăm de vorbă? Loreta Popa, sunt PR al muzeului și fac parte dintr-o echipă puternică. Am văzut asta. Vorbim de două festivaluri. Strada de Carte și Festivalul Capitalelor Națiunilor Centenare. Exact. Este o colaborare strânsă între câteva instituții puternice de cultură și, bineînțeles, sub umbrela Primăriei Capitalei.
Este vorba de Teatrul Dramaturgilor Români, este vorba de Teatrul de Comedie și este vorba de Muzeul Național al Literaturii Române, după cum spuneam. Sunt nenumărate evenimente, nici n-aș ști cu ce să încep, dar în mod special aici, în sediul Muzeului Național al Literaturii Române din strada Nicolae Crețulescu, numărul 8, aveți parte, dacă decideți să veniți, dumneavoastră sau cei care vă ascultă și vă și văd, să participați, cum spuneam, la câteva concerte extraordinare de jazz, pentru că jazzul este o muzică aparte. Ce se mai întâmplă din punct de vedere al concertelor? În afară de concertele de jazz, ce alte concerte poate să mai vadă telespectatorul București TV aici? Se pot viziona, nu neapărat spectacole de jazz. Puteți participa la spectacole de teatru care au loc la Teatrul de Comedie, dar și la Teatrul Dramaturgilor. De asemenea, se pot vedea filme, pentru că și filmul este reprezentat foarte bine. Fiecare țară are câte un film care se poate vedea ori aici, în sediul din Crețulescu, ori în sediul din Calea Griviței, numărul 64-66. De asemenea, trebuie să vă invit și la expoziții, pentru că avem și expoziții, arta este foarte bine reprezentată. Sunt instalații interesante. Și vreau să vă mai întreb, din punctul nostru de vedere al instituției de aici, din Crețulescu, care sunt așteptările în raport cu cei care îi doriți să vă treacă pragul acestei clădiri superbe? Pot să vă spun un singur lucru. De-a lungul acestor 2 ani de când am venit acasă, să spun așa, pentru că acesta este noul sediu al muzeului din 21 martie, de ziua poeziei 2017. Noi am reușit să aducem aproape 17.000 de bucureșteni în care să ne treacă pragul. S-a format o familie foarte, foarte mare și anul acesta, nu știu, parcă deasupra temeliei pe care am pus-o anul trecut, parcă s-a dublat. Deci eu sunt ferm convinsă că așteptările noastre sunt la cote înalte. Promitem că mai trecem pe aici, nu doar cu festivalurile, dar și cu celelalte evenimente pe care le organizați. Vă mulțumesc frumos încă o dată pentru găzduire, vă mulțumim că ne-ați lăsat să trecem pragul și promitem, așa cum spuneam ceva mai devreme, că de fiecare dată când vom putea și când vom avea și o invitație, cu mare drag vom veni și la dumneavoastră. Vă așteptăm cu brațele deschise. Suntem la Cool Art și, așa cum ați văzut și în interviurile pe care le-am difuzat, au fost câteva evenimente importante în București. Am stabilit la un moment dat să ne reîntâlnim la finalul acestei perioade și să stăm de vorbă cu Flaviu. Cu tot dragul, bine ați venit în mansarda Muzeului Național al Literaturii Române, loc cred că unic în Europa, dacă nu chiar în lume. E o mansardă extraordinară care surprinde istoria dramaturgiei românești. Asta este foarte frumos și chiar mă uitam și vorbeam cu Flaviu înainte de a intra în direct, că lucrurile astea sunt făcute așa cu bun gust. Întorcându-ne la ce discutam noi atunci, la momentul acela, și am stabilit să facem un bilanț, am să te rog să-mi spui în câte cuvinte crezi tu de cuvință, cum a fost până la urmă, cum au fost de fapt cele două festivaluri și care a fost feedback-ul și care este concluzia la, dacă tu suntem aici la sala dramaturgilor, cum a fost după ce ați tras cortina peste cele două festivaluri? Suntem mulțumiți și cred că și Primăria Capitalei are toate motivele să fie mulțumită, pentru că am desfășurat niște programe extraordinare. Merită felicitați directorul Muzeului Național al Literaturii Române, domnul Ioan Cristescu, și doamna director general a Bibliotecii Centrale Universitare, Mirei Rădoi, și Uniunea Scriitorilor pentru sprijinul punctual acordat la anumite activități pe parcursul festivalurilor. Vreau să spun că am rămas cu acel sentiment de mulțumire că publicul care a venit a putut să aleagă calitate și, indiferent unde s-au desfășurat activitățile, în ce locații au avut sau desfășurat, ele au fost foarte, foarte bine primite de un public entuziast. După cum ați văzut în interviurile pe care noi le-am difuzat, a mai existat cineva, o persoană dragă nouă, e vorba de doamna Loreta,
Popa. Din păcate, dânsa n-a putut să fie astăzi prezentă cu noi, dar promitem că o să o aducem și pe dânsa într-o altă emisiune cu Lart. Ei doi, dacă vreți, din punctul meu de vedere, și vorbim acum doar ca simplu cetățean care a fost la festivaluri, a fost cam sufletul celor două evenimente, într-o anume proporție, și eu vă mulțumesc pentru că ne-ați dat nouă ocazia bucureștenilor să vedem lucruri deosebite, lucruri care nu s-au mai văzut până acum, nici măcar la alte festivaluri de gen. Mai mult, colega mea Loreta are și o vechime și o experiență considerabile în domeniu, dar la o parte din evenimente, pentru că ele au fost foarte multe, dar într-adevăr Loreta a făcut o treabă extraordinară, merită toate felicitările, a fost coprezentatoare cu mine la Strada de Muzică și Poezie în Rampă, la Strada de Carte, s-a ocupat de partea de jazz a Festivalului Națiunilor, Capitalelor Națiunilor Centenare. A fost în foarte multe locuri și iată că a transferat din această experiență pe care o are și rezultatele s-au văzut. Adică au fost mulțumiți și artiștii și publicul, cred eu. Eu zic că mai mult ca sigur. Vreau să te întreb altceva, Flaviu. După informațiile pe care le ai în momentul de față, aproximativ, nu trebuie neapărat o sumă concretă, dar cam câți vizitatori, să spunem așa, ați avut în aceste două festivaluri pe toată perioada lor de desfășurare? Și o să te rog să reamintești tu perioada în care s-au desfășurat cele două evenimente. Practic au fost foarte mulți participanți în calitate de spectatori, în calitate de oameni care au vizitat expoziții sau au participat la lansări. Perioada s-a întins din 10 septembrie până pe 23 septembrie, ambele festivaluri, că vorbim atât de Festivalul Națiunilor, Capitalelor Națiunilor Centenare, cât și de Strada de Carte, care are o tradiție deja de câțiva ani buni. Și cumulat, într-adevăr, dacă punem la socoteală toate evenimentele care au avut loc, atât în aula mare a Bibliotecii Centrale Universitare, în Strada de Carte, Rampa de Jazz, de Muzică și Poezie, cum se numește ea acum, la Teatrul de Comedie, pe care nu l-am menționat, dar a avut un rol însemnat în parteneriatul acesta și domnul director George Mihăiță, practic au fost, zic eu, mii de participanți care s-au bucurat de o formă extrem de variată de spectacole. Și apropo de teatru de comedie și de maestru George Mihăiță, am înțeles că voi ați colaborat foarte bine pe partea asta de, că toți suntem în mansardă, de partea de dramaturgie și de teatru, că au fost câteva spectacole foarte bune și s-au jucat cu casa închisă. Este adevărat? Da, și a fost determinant rolul domnului George Mihăiță și al teatrului de comedie. Dumnealui a lansat și o carte în această perioadă extraordinară care cuprinde activitatea domniei sale foarte bogată, un actor care a jucat în peste 60 de filme, începând de la sfârșitul anilor 60, dacă nu greșesc, și până în zilele noastre, cu rezultate notabile. Ca să-l citez, dumnealui a spus un lucru la care toți ar trebui să reflectăm, un lucru foarte frumos. Eu, George Mihăiță din Moreni, am trăit în România visul american, ceea ce mi s-a părut deosebit. Este într-adevăr visul american, dacă este să ne gândim la întreaga carieră a maestrului George Mihăiță. Eu îl țin minte din multe filme, multele filme pe care le-am văzut, și ceea ce mi-a plăcut foarte tare la domnia sa este faptul că, nu pot să spun că au fost mulți, nici puțini, dar este printre cei care au fost foarte aproape de generația tânără de fiecare dată, cu festivaluri de teatru pentru tineret, cu acele celebre reviste pe care dânsul le-a păstorit, și poate într-una din zilele următoare, tot la emisiunea noastră cu Lart, poate o să ne facă onoarea să stea de vorbă cu noi. Cum să nu? Eu cred că va fi foarte deschis. A fost într-adevăr încă din frage de tinerețe, ca să zic așa, un susținător al tinerilor și până în zilele noastre. A fost preocupat de problema adolescenților, are și cărți în sensul ăsta. Era realizatorul rubricii Nimeni nu e singur din revista Salut. Și aș spune, l-aș numi un adevărat psiholog din perspectivă artistică a generațiilor
care au venit de după Revoluție și care au avut nevoie de o anumită îndrumare. Vă dați seama cum a ieșit acest festival, aceste două festivaluri, cum s-au desfășurat, dacă au avut atât sprijinul unui manager ca Ioan Cristescu, cât și al unui experimentat actor și manager totodată ca George Mihăiță și a doamnei Rădoi. Adică a fost foarte mult suflet pus, o corelație extraordinară, iar cei care au avut de recitat sau care au prezentat diverse activități culturale au avut și ei experiența lor și selecția a fost, zic eu, foarte bine făcută, atât la poeții care au avut recitaluri, cât și la cântăreții care au susținut. Așa cum spunea și doamna Loreta Popa, apropo de partea asta de jazz și de concertele care au fost câteva nume importante în lumea asta muzicală, nu i-am mai pomenit despre ei și în interviurile pe care doamna ni le-a dat. Vreau să te întreb altceva. Din punctul tău de vedere ca și consumator, nu vorbim acum ca organizator, ca angajat al acestei instituții, vorbim de Muzeul Național al Literaturii Române. Tu ca și consumator, ți-ai mai fi dorit ceva în plus să vezi în cadrul acestor două festivaluri sau crezi că a fost suficient? Nu mi-am pus problema pentru că programele au fost atât de cuprinzătoare încât nici nu m-am apucat să mă gândesc la alte posibilități și așa erau deja foarte cuprinzătoare încât nu știai unde să alergi și aș da un exemplu, practic am trecut într-una din zilele mele libere în care nu aveam angajamente efective pe lângă statuia lui Carol I de la BCU și era Mircea Florian care susținea în aer liber un recital, dar cu cineva care era din zona folclorică, deci am văzut tulnicele care specifice munților Apuseni și am rămas impresionate. Am văzut delegații sau grupuri de străini oprindu-se, erau japonezi sau din anumite zone ale Asiei care se uitau uluiți la aceste spectacole. Adică uneori poate nu realizăm ce tezaur cultural avem în țară și cât de norocoși suntem că îl putem accesa cu ocazia acestor întâlniri directe în stradă, iată cum era și acesta, nedespărțit de garduri și de altceva, eram acolo cu artiștii și ne bucuram de ei. Și atunci am, exact cum bine mi-ai pus întrebarea, Ștefan, eram în calitate de consumator și am putut să asist și să mă bucur de greva, de stresul acela pe care l-ai specific, îmi prezinți ceva. Așa este. Vreau să te mai întreb un singur lucru și după aceea vreau să încheiem într-un fel optimist, așa cum și ție îți place și mie îmi place. Vreau să te mai întreb ceva. Crezi că ceea ce faceți voi, și vorbim aici de cele două instituții, Muzeul Național al Literaturii Române și Biblioteca Universitară, apropo de evenimentele de genul ăsta, credeți că ajută mai mult decât, să spunem, o simplă lectură a unei cărți? Știi la ce mă refer? La ieșirea din, practic, din cadrul specific, arhetipal, aș spune, pentru care erau făcute atât bibliotecile cât și muzeele. Am uitat să menționez și Teatrul Dramaturgilor, condus de Horia Gârbea, care iarăși a avut o contribuție importantă, punând la dispoziție săli, actori și așa mai departe. Este fantastic să poți ieși din acel spațiu sau să poți aduce în acel spațiu o altă lume. Practic, Muzeul Național al Literaturii Române a venit cu un model extraordinar pe care aș da un exemplu, că știu că exemplele sunt sarea și piperul de multe ori în astfel de reușite. Scriitorul Lobo Antunes, când a fost aici, unul dintre cei mai mari scriitori contemporani portughezi, în Portugalia nu exista un muzeu al literaturii, a scris ministrului culturii cu rugămintea de a înființa la Lisabona un muzeu al literaturii și chiar dacă în cazul în care nu există competențe pentru a realiza în Portugalia un astfel de muzeu, să cheme specialiști din România, ceea ce e un mare compliment și asta arată că mesajul nostru a mers și că munca aceasta de apostolat pe care o face muzeul în rândul oamenilor dă roade și anul acesta deja aș putea spune că numărul, cel puțin la muzeu, numărul plătitorilor de bilet s-a triplat față de anul trecut.
Asta este foarte important, felicitări pentru treaba asta și exact exemplul pe care tu l-ai dat mi se pare unul dintre cele mai elocvente exemple apropo de toată munca pe care o faceți. Și dragi prieteni, trebuie să vă spun că dacă voi credeți că ceea ce fac ei, vorbind de această instituție și fiecare om în parte, e ușor, vă înșelați. Toată munca din spate este o muncă foarte grea și nu vorbim doar de festival, vorbim în general. Iar ei încearcă de fiecare dată, și de asta l-am și întrebat despre acest lucru, de fiecare dată încearcă să aducă ceva nou sau să vă aducă ceva nou. Ce ne aduci nou tu împreună cu Muzeul Național al Literaturii Române și cu partenerii voștri pentru la anul? Îți mulțumesc mult că ai specificat faptul ăsta cu echipa care muncește în toate aceste aspecte, pentru că, într-adevăr, de la colegii care asigură temperatura adecvată în muzeu până la cei care sunt muzeografi și susțin, prezintă grupurilor informațiile pe care le avem de oferit și absolut tot personalul și toată echipa duc o muncă extraordinar de bine corelată cu un efort deosebit. O să vedeți și anul acesta și anul viitor diverse alte activități, chiar în locul în care ne aflăm, spre exemplu, se țin piese de teatru, conferințe, tot felul de spectacole despre care lumea e bine să afle și să vină, pentru că ele, cele mai multe dintre ele, sunt gratuite. Bineînțeles, în limita locurilor disponibile, dar e o paletă foarte largă, adică dacă aș sta acum să enumăr toate activitățile pe care le avem, ne-ar lua foarte mult. O gamă largă de întâlniri directe ale culturii cu omul care vine să asimileze. Pentru că aș mai folosi un exemplu pe care l-am reținut de la domnul director Cristescu și care mi-a plăcut foarte mult și cred eu că e destul de concludent. Dumnealui a spus, zice, nu e incult cine nu știe cultură, ci e acela care nu o caută. Și noi ne străduim să-i facem pe oameni să o caute, pentru că deși e un cuvânt dur, de fapt ne putem găsi în ipostaza de a fi de partea cealaltă a baricadei când avem atâtea opțiuni în care pur și simplu să trăim cu sens viața de zi cu zi, că asta ne dorim. Flaviu, eu îți mulțumesc foarte mult pentru acest interviu. Promit că n-am să te las în pace și ca drept dovadă... E un compliment mare. Da, și ca drept dovadă ai văzut că, așa cum ți-am promis, nu te-am lăsat în pace, nici pe tine, nici pe doamna Loreta Popa n-am să vă las în pace, am să vin de fiecare dată, cum se spune, peste voi să vă mai trag de coadă așa și să vă întreb de fiecare dată ce mai e nou. Eu îți mulțumesc pentru tot ceea ce ați făcut în acest an și e un an important din toate punctele de vedere. Vorbim și de anul centenar, vorbim și de cele două festivaluri care au fost destul de mari și destul de importante. Și vreau să te mai felicit pentru ceva. El, treaba asta nu știa, e acum pe ultima sută de metri. Vreau să te felicit pentru premiul pe care l-ai primit, pentru cartea pe care tu ai publicat-o de curând. Și am să te rog să vorbești în două cuvinte despre carte și despre premiul pe care tocmai l-ai primit. Este o carte care ar trebui să o citească toată lumea, nu neapărat din punct de vedere al subiectului, ci ca să nu uităm. Despre aia e vorba. Sigur că da, îți mulțumesc mult pentru surpriza aceasta. A fost vorba de premiul pentru roman, decernat de Uniunea Scriitorilor din România, în jurul condus de Nicolae Emanulescu. A fost Perechea Dragoste, Perechea Moarte, declarat romanul anului, o carte pe care am dedicat-o victimelor de la Colectiv și lui Augustin Buzura. E despre drama pe care o trăiește un cuplu, pe de o parte dispariția fizică a unei fete care moare într-un club de noapte din București în urma unui incendiu și depresia pe care o trăiește prietenul acesteia după acea tragedie. Mă bucur că a fost recunoscută cartea și că s-a bucurat de un asemenea succes și o sper ca, mai ales acum când se împlinesc în curând 3 ani de la incendiu de la Colectiv, să ne aducem aminte și pentru câteva momente să stăm și să spunem o rugăciune pentru cei care au plecat dintre noi sau care au fost răniți. Asta ne va da putere pe mai departe și ne va face mai buni, astfel încât cultura să devină, așa cum este de fapt și menită, un
vindecător de suflete. Un vindecător de răni. Eu îți mulțumesc foarte tare pentru interviu. Încă o dată felicitări pentru primul pe care l-ai primit. Este o carte muncită și o carte scrisă cu sufletul până la urmă. Sufletul pentru suflet. Și ca încheiere vreau să transmiți tu un mesaj celor care se uită la emisiunea noastră din ce vrei tu. Ce vrei tu să transmiți ca ultim mesaj către prietenii noștri de la Cool Art pentru mai departe? Îi salut pe toți cu mare drag și îi asigur că se uită la o emisiune foarte bună, realizată de un om extraordinar de viu și de talentat. Îi invit să vină în mansarda muzeului, aici unde sunt dramaturgii României, și după aceea și în restul muzeului, să vadă atât poezia cât și proza și să fie mândri de țara lor, pentru că au ce vedea și au niște înaintași extraordinari. Să țină aproape în continuare cu cultura și să acumuleze cât mai multe experiențe în acest sens. Mulțumesc mult, Flaviu, te salut și mult succes în continuare. Mulțumim și noi mult și oricând ușa Muzeului Național al Literaturii Române este deschisă, cu mare drag, și nu doar ușa, ci și brațele noastre. Așadar, după cum ați văzut, cele două evenimente sunt într-adevăr evenimente de anvergură. Promitem că ne vom întoarce la Muzeul Național al Literaturii Române de fiecare dată când vom avea ocazia. Acum luăm o pauză, dar nu plecați nicăieri, pentru că periplul nostru cultural continuă. Revenim! Mergând prin periplul nostru cultural, am ajuns din nou la Muzeul Național al Literaturii Române, de această dată în strada Crețulescu, unde, întâmplător sau nu, am dat peste doi tineri actori care se pregăteau să-și pună în scenă un spectacol. O să vedem împreună despre ce este vorba și o să aflați lucruri interesante și în exclusivitate pentru emisiunea Cool Art. În continuare suntem la Muzeul Național al Literaturii Române, tot sus în mansarda dramaturgilor și ca așa se întâmplă, de obicei sunt norocos. Am dat peste doi tineri, unul dintre ei a acceptat să stea de vorbă un pic cu noi și o să vedem împreună despre ce este vorba. Bună ziua și mulțumesc că ai acceptat să stăm de vorbă. Cum te numești în primul rând? Bună ziua, Daniel Nițoi este numele meu. Și ce faceți aici, domnul Daniel Nițoi? Ca orice artist care termină o facultate, un master, se gândește la doctorat, își montează singur decorul, își pregătește sala înainte de spectacol. Despre ce spectacol vorbim? Vorbim despre spectacolul Amintiri din Livada cu Meri, de George Arion, un spectacol pe care am avut șansa să-l montez și care a avut premiera în această primăvară la Bruxelles. Interesant, de ce tocmai la Bruxelles? Să fiu sincer? Chiar te rog, asta vreau, nu am nevoie. Pentru că în afara României suntem mai bine primiți decât la noi în țară. Din păcate. Da, uite, aici m-a întristat un pic și nu-mi place. Dar trecem peste. Hai să vorbim de spectacol, să vorbim de cine joacă și un pic din poveste. Cine joacă? Joacă doi actori. Este vorba despre actorul Eugen Cristea și actrița Cristina Deleanu, care fac niște roluri minunate în acest spectacol, care... iar picăm în tristețe, care din păcate nu au șansa să fie atât în față cât ar trebui să fie și să ofere publicului experiența pe care au dobândit-o în peste 40 de ani de carieră. Țin o oră și un sfert spectatorii în mână foarte, foarte, foarte bine. Mă bucur pentru tine că vreau să salut cu ocazia asta pe maestru Eugen Cristea. Din păcate, dânsul deocamdată nu este aici cu noi, dar o să-l salute interlocutorul meu. E ultima dată când l-am văzut pe domnul Eugen Cristea jucând, a fost la Teatru Masca, într-un spectacol, în Romeo și Julieta. Exact. Dacă vă uitați bine acolo în figurație, eram și eu cu spatele. Uite, vezi? Cum se leagă, apropo de cum se leagă lucrurile. Da, știi de ce mi-am adus aminte de Romeo și Julieta? Pentru că într-o ediție următoare a emisiunii Cool Art o să am un interviu cu unul dintre actorii care a jucat în Romeo și Julieta. Aici dau în premieră un pic. Este vorba de Alex Floroiu. Da, ne cunoaștem, am jucat împreună și
zic eu că am rămas prieteni în continuare. Și o să se bucure foarte tare când o să te vadă și pe tine. Pe de altă parte, vreau să-ți urez ție baftă, vorbind acum din punct de vedere al regizorului, să ai la cât mai multe spectacole regizate și vreau să îți mulg o promisiune. La următoarea premieră pe care o ai, vreau să stăm de vorbă de la cap la coadă despre acel spectacol. Sigur, este un spectacol pe care îl pregătim acum, o nouă producție Perform Art, pentru că eu fac și sunt producătorul Asociației Perform Art. Ca să dau din casă unul dintre actorii care vor juca în noua producție, vor fi Silviu Biriș, Eugen Cristea, Tudorel Filimon și mă opresc aici. Vor fi și alte nume care sunt în prim plan media în momentul de față. Vreau să spun că acum mă bucur foarte tare că mi-a dat la prima mână mie informațiile astea. Yes, aș putea să spun. Sunteți primul. Nici măcar cei pe care i-am distribuit în spectacol, care sunt actorii fideli ai Asociației Culturale Perform Art, nu știu că vor juca. Adică cu atât mai mult e și mai bine. Dani, îți mulțumesc mult de tot pentru și baftă în seara asta la spectacol și ne auzim cu proximă ocazie când sunteți gata cu următorul spectacol. Doamne ajută, să ne vedem sănătoși. Un nume important al scenei românești a dorit să stea de vorbă cu noi și să ne spună părerea dumneei despre ce se întâmplă în momentul de față cu tinerii actori și cu cultura în general. Ce mai faceți în primul rând? Uite, sunt la o repetiție, îl așteptăm pe Virgil Ogășanu și pe Paula Niculiță și pe Diana Mihailopol. Repetăm un text al lui Marin Sorescu, mai puțin cunoscut, și suntem încântați că suntem prinși în proiectul ăsta. În luna asta noi mai avem... Adică eu cu studenții și cu Diana Mihailopol am făcut povestea Elisabetei Rizea, scrisă de Irina Nicolau. Festivalul ăsta al capitalilor națiunilor europene, centenare, mă face să cred că nimic nu-i pierdut. Mă bucur că profesorul Cristescu, din prima secundă când a fost directorul acestui muzeu, face lucrurile ca în vremurile în care am crescut și adică spun asta ceva bine despre cultura românească și totul este de o eleganță și de, cum e și casa, că e casa Mavrocordat, cum e și casa, așa e și proiectul și merge extraordinar de bine. Aici e un loc unde foarte mulți actori cântăreți își pot se pot exprima și pot să-și facă spectacole sufletești, cum ar veni. Nu e un loc cu șușe, nu e un loc cu lucruri mărunte, e un loc cu lucruri importante. Și în general lumea este vine buluc, s-a format un public al spectacolelor muzeului. Săptămâna trecută a fost Maia Morgenstern cu muzică yiddish și cu poezie yiddish și am fost foarte impresionată de spectacol, pentru că totuși sunt spectacole rapide care se fac într-o lună, nu se fac ca la teatru așezat. Și am fost foarte, foarte impresionată de spectacolul ei. Îți vine să faci proiecte. În afară de Festivalul Capitalelor Națiunilor Centenare, despre Festivalul Strada de Carte, ce ne puteți spune? Păi, Festivalul Strada de Carte nu e chiar la început. De fiecare dată îți lasă gura apă și ai vrea să furi cărțile, pentru că nu poți să le cumperi pe toate. Și eu am cumpărat, uite-te, un vraf de cărți. Acum, faptul că cineva se gândește în vremea asta, când nimeni nu mai e sportivul, nu mai e un sport plăcut și dorit cititul,
faptul că cineva face festivalul ăsta, și eu sunt convinsă că toți copiii din zodia asta, din copiii Z, cum li se spune, or să ajungă să înțeleagă că mușchiul ăla care se numește creier nu se dezvoltă și nu e sănătos decât dacă citești. Vreau să vă mai întreb ceva apropo de carte. Sunteți artist, sunteți actor și sunteți unul dintre actorii mari ai scenei românești. Mulțumesc. Credeți că în ziua de astăzi mai citește cineva poezie? Da. Da, să știți că da. Numai că poezia, cum spunea Nichita, nu ți-o ia nimeni și e ceva intim al tău. Și oamenii, chiar dacă disprețuiesc și sunt cinici și trăiesc fără iubire și așa mai departe, vorbesc de tineret, pe care eu îl admir că trăiește într-o vreme atât de grea și atât de complicată. Eu, de pildă, am trăit într-o vreme frumoasă și în care eram foarte dorlotată, eram foarte protejată. Pe când ei nu sunt protejați deloc, sunt în groapa cu lei, trebuie să se descurce și aș dori să toată lumea să-și dea mâinile și să îi vadă în sfârșit cum sunt și să nu-și trăiască viața numai că trebuie să-și o trăiască, să fie și fericiți că o trăiesc. Sigur că poezia este foarte căutată, pentru că toată lumea se îndrăgostește, toată lumea suferă, toată lumea plânge, toată lumea se bucură când vine primăvara sau cumpără o floare și atunci, fără volens, nolens, ajungi la poezie. Eu sunt convinsă, în jurul meu sunt studenții mei, care actorii tineri, fiica mea scrie poezie, uite, scoate nu știu câte carte și poezie bună. Am o prietenă, e om de știință și cred că a scos 4 volume cu Cuantica iubirii, adună știință și dragoste, sentimente și lucruri tehnice, le adună și le dă oamenilor care, să știți că au o reîntoarcere spre poezie extraordinară. Vorbesc despre Gabriela Aronovici, care a scos toate cărțile astea cu Cuantica iubirii. La festivalul Strada de Carte sunt foarte multe lansări de carte, apropo de poezie. Foarte multe, foarte, foarte multe și majoritatea de poezie. Așa este. Vreau să vă mai întreb altceva. Din punctul nostru de vedere, ce i-ați recomanda bucureșteanului, pentru că vorbim de București TV și de o emisiune care se difuzează acolo, ce i-ați recomanda bucureșteanului să vadă, să pună mâna, să pipăie, să miroasă? Să meargă la Muzeul Țăranului Român, dar e un loc care îmbrățișează omul când intră acolo și ultima dată cred că am văzut cu dragoste Vincent filmul despre Van Gogh făcut de acea poloneză. Mi-a plăcut că l-am văzut acolo și să știți că sala era plină cu oameni tineri foarte marcați de acest film, care e cu totul special și care atinge în primul rând iubirea. Ei trăiesc fără iubire. Tineretul de astăzi, pentru că nici nu li s-a dat. Gândiți-vă că acești copii cresc cu televizor, cu tabletă, cu calculator, îi lași acolo pentru că tu ai treabă. Ei cresc așa, cresc însingurați și pe urmă când cresc mari, când ajung mari, ești supărat că e singuratic și că nu citește. Dar nimeni nu-l mângâie, nu-i dă cartea. Eu țin minte că ni se povestea, ni se spunea, eram tentați în fel și chip cu cărțile, cu autorii, cu dialog la distanță, tot timpul se cerea să știi, să răspunzi la întrebări și lor nu li se cere nimic,
și nu îi protejează nimeni și la un moment dat lumea e supărată că ei nu sunt așa ca într-un model de carton. Eu cred că și generația tânără trebuie să se uite spre asta în vârstă ca spre niște copii care au crescut, dar tot copii sunt, când suferă, când le lipsește ceva, când nu sunt iubiți, când sunt părăsiți, când sunt însingurați. Și cei, mai ales cei în vârstă, trebuie să se uite spre ei și să le dea tot ce trebuie să le dea, pentru că păcatul, cred că aici este, că li s-a dat foarte puțin și li se dă foarte puțin. Eu, când eram la vârsta lor, simțeam că sunt dorită în societate, cu meseria, mi se spunea că am talent, se aștepta foarte mult de la mine. Astăzi ei sunt... Ei trebuie să-și facă loc singuri, e patetic, e patetic. Din păcate, nu pot să nu fiu în asentiment cu dumneavoastră și să vă spun că aveți dreptate. O singură întrebare mai am, că tot am vorbit de generația tânără. Credeți că în generația tânără, și nu vorbim doar de actori, vorbim în general de tot ce înseamnă artist, și artist știm ce înseamnă. Credeți că în generația tânără există acum vârfuri de lance? Sigur că da. O, da, sigur că da, dar există la tot pasul, atâta tot, că vremurile sunt grele, sunt reci, sunt cinice și sunt răutăcioase. Sunt niște vremuri răutăcioase. Nu se poate să asculți și să auzi în fiecare secundă că oamenii se ceartă și se... înjură și se coboară și așa mai departe și copiii să nu se îmbolnăvească și ei de asta. Greșeala este că toți greșim. Din păcate așa este. Vă mulțumesc foarte mult. Eu vă mulțumesc. Sper că n-am spus prostii. Nu, în niciun caz. Vă mulțumesc mult de tot. Dacă vă place pictura, vă anunț că a avut loc Noaptea Galeriilor de Artă. Iar noi, așa cum vă povesteam și la început, vrem să vă aducem în casă și lucruri frumoase despre pictură și despre artă. Așa că mergem la un vernisaj și stăm de vorbă cu doi reprezentanți importanți ai picturii contemporane românești. Suntem într-o galerie de artă în această seară pentru că are loc un eveniment foarte important. Vorbim despre Noaptea Galeriilor de Artă. Și pentru că vorbim de artă, pentru că vorbim despre emisiune de cultură, ne-am gândit să venim și aici și să stăm de vorbă cu două personalități importante din lumea pictorilor. Și o să vedeți despre cine este vorba imediat. O să vedeți și galeria. Este o galerie elegantă, așa cum ar trebui să fie orice galerie de artă din București. Dar în primul rând să spunem bună seara și să vedem cu cine stăm de vorbă în momentul acesta. Bună seara! Bună seara! Daniel Crăciun, artist vizual. Și aici reprezent și reprezentantul tatălui meu, Eugen Crăciun, care este pentru a 10-a oară, cred, expus post-mortem. Da. Vă mulțumesc în primul rând pentru invitație, domnul Crăciun. O să vorbim și cu doamna Crăciun. Sărut mâna și vă mulțumim că ați acceptat invitația. Spuneți-ne câte ceva despre pictura soțului dumneavoastră și despre ceea ce se întâmplă astăzi aici legat de dumneavoastră și de familia dumneavoastră. Soțul meu a început facultatea la Iași și după 3 ani facultatea s-a desființat. Și a continuat la București. La Iași l-a avut profesor pe Baba, Corneliu Baba, la București pe Alexandru Ciucurenco. După ce a terminat, fiind șef de promoție, a fost repartizat ca asistent la Institutul din Cluj. Și a stat acolo un an și ceva, nu prea s-a acomodat cu limba așa, străină, și a revenit la București și și-a continuat profesia și în grafică și în pictură.
și către sfârșit, după, înainte de Revoluție, am fost într-o excursie la Kassel, am prins Bienala de la Kassel, care avea orientări moderne de toate țările lumii și am rămas foarte șocați că noi eram numai cu realismul socialist. Ajunsese să fie impresionat de toate alimentarele, făcea diapozitive de mezeluri, de pui, de exponate, așa că noi eram în altă fază alimentară. Și când a venit în țară, zice, domne, suntem înapoiați cu 100 de ani. Și s-a schimbat. O critică chiar a reproșat. Ce s-a schimbat Crăciun? Ca și când n-ai dreptul la o nouă viziune, la o evoluție, trebuie să rămâi... Important este că schimbarea asta, cel puțin din ce am observat eu, și nu pot să spun că sunt un mare expert în pictură, a fost spre bine. Da, mulți pictori către sfârșit sau în mijlocul carierei caută și altceva, să dezvoltă în altă direcție. Până la urmă, când vorbim de artă și nu neapărat de pictor, vorbim în general de artă, de tot ce înseamnă artă. E normal ca un personaj să se reinventeze la un moment dat și să găsească alte metode de a se exprima artistic. Nu? Da, păi zice, epoca noastră e plină de culoare, de afișe pe străzi. Și noi eram obișnuiți numai pe armonii de griuri fine, mohorâte. Asta era realismul socialist și viața de atunci. Mulțumim frumos. O să ne întoarcem la domnul Daniel și o să vă întreb, apropo de contemporan, de modern, ce credeți dumneavoastră în momentul de față că se întâmplă în lumea asta, vorbind de generația tânără, un pic mai tânără? Care credeți dumneavoastră că sunt, să spunem, simbolurile acestei generații în momentul de față în pictură? Simbolurile, nu știu dacă există niște nume atât de pregnante. După părerea mea, în fine, sunt mai mult niște curente postmoderne care au început chiar să treneze, după părerea mea. E postconceptualismul, e arta video care a deja trecut în 3-4D, hiperrealismul, cam neo-hiperrealismul. Cam asta așa se rezumă, dar coexistă cu limbajele postmoderne sau moderne, ceva mai început de anii 70-80, post-expresionismul sau neo-expresionismul, din care am făcut și eu și încă mai fac cumva parte. Există, în fine, ce să spun, la noi se simte, dar abia acum, deci ce spuneam eu acum era cu tendințele astea, au ajuns la noi acum câțiva ani. Din generația tânără, acum, să spunem care sunt acum ieșiți proaspăt, ați remarcat pe cineva, credeți că există cineva care se poate ridica, de exemplu, la nivelul tatălui dumneavoastră? N-aș zice, nu știu ce să, adică n-aș spus că e imposibil, da. Dar cu condiția să mai diversifice un pic, pentru că tatăl meu a fost o diversitate și la nivel cromatic. El a avut perioada albastră, bine, cum a avut și Picasso, dar în alt sens, da. Perioada verde, perioada contrastelor tonale, aia contraste cromatice, complementare, foarte pronunțate. De aici, din București, eu nu știu, nu văd pe nimeni, între cei tineri, da. Că așa mai sunt, niște oameni colosali, Oravițan, a fost Bernea, care s-a stins de curând, tot cam în aceeași perioadă și cu tatăl meu. Este, da, și maestru Câlțea, a fost Teodor Moraru, care mi-a fost și mie profesor, pe lângă tatăl meu, care era un permanent profesor încă din liceu și în timpul facultății, bine că m-am consultat și cu dânsul, n-a fost doar cu Teodor Moraru, adică a fost bine că am fost cu amândoi, cumva. Da, în fine, este... A mai fost Bertalan, Cotoșman, Mișcarea Sigma, care, din păcate, nici... De fapt, Cotoșman încă trăiește, da. S-au ridicat la nivelul tatălui meu, să spunem așa.
Vreau să vă întreb astăzi seară, pentru că vorbim de noaptea galerilor de artă, aș vrea să-mi povestiți un pic, deocamdată dumneavoastră, doamnă, să-mi povestiți un pic despre ceea ce veți expune dumneavoastră în această seară aici și să ne spuneți un pic, dacă se poate așa, care este povestea acestor tablouri pe care le expuneți în această seară? Bine, eu am multe povești ce s-a selecționat pentru aici, pentru spațiul care mi s-a dat aici. Da, au fost alese nuduri și metamorfoze, adică într-un peisaj, pe teren, poți să găsești și forme umane. Și eu atunci m-am gândit la niște reliefuri care seamănă cu niște nuduri, metamorfoze. Pe urmă, am fost preocupată încă de la diploma, am stat un an de zile la operă, am avut temă balerine. Și au fost tot așa selecționate aici câteva lucrări cu balerine, mișcarea lor, frumusețea corpurilor. Cursivitatea lor. Da. Și am mai expus și o tapiserie. Eu la Lausanne, cam prin 70, am fost admisă acolo cu juriu internațional, dar n-a durat mult această tehnică, adică expunerea tehnicii de tapiserie, probabil că n-au fost sponsor, n-au, și a cam murit treaba. Expozanții au cam rămas cu lucrările. Din păcate. Se pot expune în edificii mari, în locuințe mari, fiindcă se cerea 7 metri pătrați. Destul de mult. Da, era și investiție și materială și profesională și în toate felurile. Și costa investiția și am rămas cu investiția. Mulțumesc frumos. Domnul Daniel, dumneavoastră, în seara asta, ce ne prezentați? Eu am ales și eu niște lucrări. Bine, am fost și acordul galeriei, Iulian și Ovidiu, care conduc bine, totuși, într-o mână de fier, dar necesară această galerie. Și sunt lucrări mai din ultima perioadă în care e una singură care, de fapt, e cumva rezervată, a fost înainte rezervată, dar pe omul nu a mai venit, nu, o să vină să o ia, dar mai întârzie. Am zis că dacă tot o ia, să o expun, că n-a mai fost expusă decât într-un salon. Și urcarea onirică, în perioada mea onirică, post-simbolistă, să zicem așa, care are oarece, să zicem, legătură cu prima perioadă, perioada post-expresionistă, asta, cu accent politic, social-politic, și restul însă sunt lucrări mai liniștite, să zicem așa, mă rog, între ghilimele. Nu există lucrări, există lucrări care pune o problemă plastică. Liniștite la nivel de contrastele sunt mai puține, sunt reduse cumva, mai potolite. Dar subiectele, sigur că au anumite problematici, poate unele mai grave, mai puțin grave. Sunt, să zicem așa, din perioada vegetală, câteva lucrări, cum ar fi Eden Garden, care îmi amintește de undeva de rai, un rai care l-am dorit, dacă nu știu dacă a existat, pe care l-am dorit, fiindcă e asociat cu imaginea paradiziacă a livezilor, a pădurilor, a lacurilor, care, după părerea mea, ar merita să fie încă câte mai sunt să rămână curate, pentru că planeta asta se poate duce într-o fundătură de neimaginat dacă se continuă pe drumul ăsta. Acest ciclu vegetal de care vorbeam eu este și unul care face parafraze la ecologie, de fapt, trimite la un mesaj către ecologiști, ca să zic așa. Final, în sens bun al cuvântului, da, pentru ecologiști. Eu, de fapt, fac și parte dintr-o fundație ecologistă, care sunt foarte de cele mai serioase din România, care a și câștigat la Animal Planet un premiu, cumva și datorită mie. Da, și mai este o lucrare, să zicem așa, care tinde între simbolic și abstract, plecând la un zid de la țară, să zicem așa,
un gard și un zid, de fapt. Ce să mai spun? Da, încă o lucrare din zona ascendențelor, dar în care am inserat și elemente prinse din zona vegetalului, arborescențelor. Și așa ca inedit, ce să zic, am și un portret al Mariei Tănase. Fusese făcut pentru un fel de festival comemorativ, care nu s-a ținut decât un prim opus din el, al doilea nu s-a mai ținut. Lucrarea mea a fost plimbată doar în fața unor persoane care o priveau la distanță, așa. Treia expusă, adică expusă efectiv, dar nu s-a mai întâmplat lucrul ăsta. Și am să expun aici. Am mai fost la un salon, pe aia, să expun și aici. Chiar dacă e diferit, e o lucrare oarecum realistă, se vede că e Maria Tănase, bun, e un omagiu, da. Și ne întoarcem puțin acum la lucrările tatălui dumneavoastră, pe care știu sigur că și pe acestea le aveți expuse în această seară. Câte lucrări sunt expuse? 7 sau 8 lucrări, ele sunt în perioada sa postmodernă, să spunem așa, deci, în care marchează ruptura pe care a făcut-o el în 87-88 încoace, după ultima călătorie în Occident, așa înainte, care a fost foarte benefică pentru creația lui. Și interesant e că după 89, deci am mai trăit 11 ani, n-am mai vrut, n-am mai mers, de fapt, nu că n-am mai vrut, n-am mai fost ocazia să meargă. Și datorită faptului că deja eram bombardați cu informații din lumea liberă, mă rog, mai ales și cărți, reviste care apăreau tot timpul. Da, a spus cu mine și cu mama mea la Paris în 2001, el n-a mai venit, în 2000 de fapt, și în 2001, da, în sfârșit de 2000, început 2001, într-o două galerii, am spus toți trei, a fost prima dată când am spus toți trei. Da. A fost o chestie inedită, ca să spunem așa. Am spus toți trei, în Franța, unde eu, pe perioada aia trăiam. Eu sunt membru stagiar la Maison des Artistes, o uniune ca la noi, așa. Aici sunt membru definitiv, bun. Și, dar, mă rog, merg mai rar decât înainte. Și eu m-am ocupat de tot, să organizez expoziții și pentru mine și pentru ai mei. Da? E astea prima expoziție în care noi trei suntem în România, adică niciodată nu s-a... În România n-ați expus niciodată până acum? De... A, câte doi, da, am expus. Deci părinții mei au expus la ICR, la Paris, da, și încă într-un loc, da, așa, tot pe la sfârșitul anului 99-2000. Iar eu cu mama am expus în, mama mea, Mihaela Nica, în sala Brâncuș, în 2009, da. Cam asta. Ei. Da, deci e bine că galeria a avut acceptat ideea. Ideea a fost a mea să expune și la anul centenarului, toți trei și în fine. Eu în primul rând da. Vreau să vă felicit pe amândoi și pe mama dumneavoastră și pe dumneavoastră pentru ideea asta, mai ales că vorbim de acest eveniment, Noaptea Galeriilor de Art, și vreau să vă mulțumesc încă o dată că ați acceptat interviul și eu vă doresc și dumneavoastră, doamnă, și dumneavoastră să aveți cât mai multe expoziții și de acum încolo și să ne vedem și la anul viitor la aceeași Noapte a Galeriilor de Artă. Mulțumim și noi pentru interviu. Mulțumesc! Noaptea Galeriilor de Artă s-a desfășurat pe 5 octombrie în peste 70 de galerii. Galeria Alexandra, unde am și filmat, fiind parte integrantă. Cred că a sosit momentul să mai luăm o scurtă pauză, dar revenim, pentru că mergem la film. De la carte am ajuns la teatru. De la teatru am ajuns într-o galerie de expoziție. De la galeria de expoziție mergem să vedem un film. Este vorba despre premiera filmului românesc Povestea unui pier de vară, în regia lui Paul Negoescu, care de altfel este și scenaristul și producătorul acestui film. În rolul principal îl veți regăsi pe Alexandru Papadopoul, iar despre film o să vedeți ce ne spune fiecare în parte în următoarele minute. Bună seara, mergem la film. Mergem la o premieră românească. Este un film bun pe care noi vi-l recomandăm. Iată-te încă o dată la o altă premieră. Un film despre care s-a vorbit în perioada asta destul de mult și spun sigur pentru că și eu știu despre el. Spune-ne, te rog, în primul rând, de unde ți-a venit ideea acestui film? Și apoi discutăm mai departe de construcția filmului din punctul tău de vedere, și ca scenarist și ca regizor. Bună seara! Ideea filmului n-a venit așa brusc ca o revelație, au fost tot fel de gânduri adunate.
legate de viața mea, de viața mea ca bărbat, ca bărbat în societatea asta, de cum sunt văzuți bărbații și cum cred eu că sunt bărbații de fapt. Și am zis să fac o comedie despre cum cred eu că sunt bărbații care, deși aparent încearcă să fie așa macho, șmecher, nu știu ce, de fapt sunt mai fraier decât ar vrea ei să... Suntem cam mielușei. Da. Și din punctul tău de vedere, cum a fost construcția filmului? De la scenariu până la efectiv producția efectivă a filmului, cum a fost cu toată această construcție, tot acest drum, să zicem? A durat destul de mult, adică de la prima variantă de scenariu până la momentul premierei au trecut aproape 5 ani. 3 ani și jumătate până am finanțat filmul și am pregătit filmarea, după aia anul trecut în aprilie-mai am avut 25 de zile de filmare și după aia încă un an de zile de postproducție, filmul a fost gata anul ăsta prin mai. Am înțeles. Și... te regăsești în personajul principal? Da, da, chiar mă regăsesc. Nu 100%, nu este un film biografic, nu, dar fricile personajului și gândurile personajului îmi sunt proprii, da. Cum a fost colaborarea cu Papi? Foarte bună, eu mai lucrasem cu el la două lozuri înainte. Inițial nu-mi doream să folosesc din nou un actor cu care lucrasem foarte recent, cel puțin într-un rol principal, dar până la urmă s-a potrivit foarte bine cu personajul și s-a dovedit că a fost o opțiune bună. Iar la filmare ne-am înțeles foarte bine. Trebuie să reamintim faptul că Două lozuri despre care ai povestit a fost un film care trebuie să recunoaștem și acum vorbim franc, a avut destul de bune încasările pe piața românească, având în vedere că nu era chiar atât de ușoară comedia, erau acolo niște mesaje, chiar dacă vorbim de Două lozuri. Da, eu, din punctul meu de vedere, Două lozuri e un film destul de simplu, adică de asta probabil a avut și succes la spectatori, că a fost un film fără pretenții. Și filmul ăsta e un film destul de nepretențios în esență, de asta cred eu că o să aibă și el parte de o recepție bună din partea publicului. Într-adevăr, nu este genul de film care să rupă box office-ul în două, dar cred că o să, cel puțin eu cred că publicul pleacă satisfăcut de la filmul ăsta. O singură întrebare mai am, după care am să te las, că e foarte multă lume care așteaptă să vorbească cu tine. Dacă ne poți spune două cuvinte de un viitor proiect? Nu, încă n-am niciun viitor proiect. Am alte proiecte în calitate de producător, produc alte filme ale altor regizori. După ce vom termina cu lansarea filmului și cu promovarea lui, o să încep să mă gândesc la următorul proiect. Oricum, mulțumim frumos și baftă în continuare. Mersi și eu. Bună seara, Alex, și mă bucur că ne vedem după atâta vreme, nu ne-am mai văzut de mult timp. Da, e adevărat, nu ne-am mai văzut de ani buni. Ia zi-mi, cum e să fii personajul principal într-o poveste a unui pier de vară? Păi e bine, este un film pe care l-am făcut cu mare bucurie, am primit vestea că am luat castingul cu mare bucurie, a venit oarecum pe nepregătite și e un film făcut de Paul, cu care sunt prieten, e o comedie, este exact rolul pe care și l-ar dori orice actor. Te regăsești în personajul pe care îl interpretezi? Într-un fel, da. Nu sunt total de acord cu opiniile lui, cu modul în care vede viața, dar o puternică empatie față de acest personaj am. Da, adică pe mine câteodată mă întristează modul de a gândi al lui Petru. Cum a fost? Te întreb acum despre un alt film, pentru că ne-am întâlnit și atunci, dar nici atunci n-am apucat să stăm de vorbă. Două lozuri. Cum a fost aventura aia și cum e aventura asta comparativ cu celălalt film? Păi, autorul este același. Acum, Două lozuri a fost o întâmplare fericită, s-au aliniat planetele. Eu am mai spus-o, Două lozuri a devenit un hit, dar putea foarte bine să nu fie. Adică nu există o rețetă pentru lansarea unui film neapărat. Dar, mă rog, aici au mai picat secvențe din film, a fost montat Două lozuri, cred că este singurul film românesc în care au intrat toate secvențele, tot ce scria în scenariu a intrat în film. Acum,
Povestea unui pierd de vară este un alt tip de comedie față de Două lozuri, care era cu aplauze după fiecare scenă. Asta este o comedie mai potolită, este un film filmat pe peliculă, este un film prin excelență citadin, se întâmplă în București, în centrul Bucureștiului, în Buricul Târgului. Deci lucrurile sunt bune. Dacă mă întreb pe mine, subiectiv vorbind, genul ăsta de film îmi place mai mult. Eram convins că asta e să spui, pentru că cam ne știm așa lucrurile. Vreau să mai întreb un singur lucru. Din punctul tău de vedere, cinematografia românească, acum, da, unde ești tu, ca și actor, da, unde crezi că merge în momentul ăsta? Păi, cinematografia românească este, nu știu, echivalentul gimnasticii din anii 70. Este, cum să spun... Filmele românești sunt extrem de apreciate. Eu am prins perioada aia anilor, începutul anilor 2000, când la festivaluri lumea se uita cu destul de multă circumspecție la filmele românești. Acum, când apare orice film românesc în festival, tot se buluce să-l vadă. Premii, regizori, nou val și așa mai departe. Este un... Mulțumesc mult, Alex, pentru interviu și vreau să-ți urez multă baftă în continuare și să dea domnul Sail cât mai multe roluri de genul ăsta și de genul celor care ți le dorești tu cel mai mult. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult. O seară bună. Bună seară și mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Bună seara și eu vă mulțumesc. Cu cine stăm de vorbă? Sunt Radu Romaniuc, sunt actor. În Povestea unui pierd de var sunt Silviu, un scriitor semiratat, care e unul dintre cei mai buni prieteni ai lui Petru, protagonistul filmului nostru, de aici. El e, îl vedeți, da? Cel mai bun prieten, da? Și împreună cu Andy, interpretat de Rolando Mazzangos, comentăm viața amoroasă a lui Petru și escapadele lui destul de nereușite. Cum ți s-a părut povestea filmului? Prima dată când ai citit scenariul acestui film, Povestea unui pierd de vară, cum ți s-a părut și ce te-a atras de a intra în proiectul ăsta în cele din urmă? Mi-a plăcut pentru că e o poveste despre bărbați confuzi, cred că ăsta e pluralul, vai, și eu sunt un bărbat confuz. Cred că cu toții suntem niște bărbați confuzi, pentru că societatea are niște așteptări de la bărbați și realitatea e că nu prea reușim să le îndeplinim. Era un bărbat de o vârstă imprecisă, bine clădit și perfect îngrijit. Profesor la Politehnică, era unul dintre preferații studenților. Sau al studentelor. Cristina, nu? Era genul de profesor căruia îi plăceau ecuațiile cu mai multe necunoscute. Uite, vin într-o noapte la mine să încerc să dorm, să vezi dacă poți. Nu m-am culcat niciodată cu o studentă de-a mea. Mă rog, cel puțin când mi-a fost student. Și cum arată ea, frumușica? Ducea o viață lipsită de griji și fără prea multe emoții. Dar destinul avea alte planuri pentru el. Eu sunt însărcinată. Cum? Sunt însărcinată. Mai degrabă că a fost un șoc. Șoc. De ce mă faci, mă, impotent? Am zis eu ceva de impotent? Și e mai bine acum, e conștientă? A avut o sincopă cardiacă, i-a crescut tensiunea, a avut palpitații. Când în rezolvarea unei ecuații greșești un calcul la început, rezultatul va fi distorsionat de greșeala inițială. Deci soluția reală a ecuației este zero. Da. Erau gânduri care nu păreau să ducă nicăieri, cum nicăieri nu pare să ducă nici povestea asta. Așa, și care-i problema? Eu ți explic și tu nu înțelegi. HIV, sifilis, gonoree, hepatita B, ce mai vrei? Bă, până la urmă asta am vrut. Că ești prost, nu vezi? Asta ce, poza sau pictură? Eu ar trebui să mă simt prost. Nu simt mă nimica, simt că mă înțeapă aici, am mâncat o merdenea. Asta e gol pe dinamnă. Nu, nu e gol, am mâncat o merdenea. Ce să zic? Stai-mă un pic, tu vrei să zici că nu sunt romantic, că nu ți-am luat niște plante moarte? Pe bune acum. Să vezi, nu ești deloc romantic. Fix asta își vorbesc femeile să primească, găini moarte. Mă rog, e mai complicat.
Cam atât pentru ediția de astăzi a emisiunii Cool Art. Până data viitoare, să fiți cuminți, să fiți frumoși și să auzim numai de bine. Seară bună!